De ce ați plecat din țară? Am plecat din țară pentru că părinții mei erau ziariști și nu se conformau exact la linia oficială. De partid și de stat. Da. Și am avut mari probleme. O existență foarte nesigură. De fiecare dată când ridicam telefonul, se auzea un clic. De toate scrisorile veneau deschise. Părinții erau câteodată urmăriți. Au fost convocați de multe ori la securitate. Și era o existență foarte nesigură. Fiind evrei, am avut șansa să facem cerere să plecăm în Israel. Și am făcut asta, m-am așteptat câțiva ani, ne-am luptat câțiva ani și am avut noroc până la urmă să avem permisia să plecăm. Și din Israel la Londra? După aceea, asta s-a întâmplat în 1969. În 71, ianuarie 71, am mers spre Londra să încep studii. Tatăl meu m-a vizitat și a avut mare noroc să găsească o muncă foarte bună, o slujbă foarte bună la Londra și deci cam prin mijlocul anilor 70 ne-am stabilit cu toții la Londra. Eu am un frate, deci împreună cu fratele și mama și ne-am stabilit în Anglia. N-am cum să nu remarc și să vă felicit în același timp pentru felul corect în care vorbiți limba română. Mă bucur. Asta este clar că e cea mai bună dovadă că în permanență ați fost în contact direct cu țara, cu România, cu ce se întâmplă. Spuneți-mi dacă un artist reușește mai bine sau mai ușor în străinătate decât dacă ar rămâne în țară. Ce părere aveți? Din punctul meu de vedere, anumite proiecte n-aș fi putut face în afara României. Deci, de exemplu, acest disc, noul disc, care mi-a luat 2-3 ani de a pregăti, a ieșit în România, cu Universal România. În teatru, anumite proiecte nu cred că aș fi putut face în afară. Pentru mine România a rămas esențial, chiar și când, în perioada când n-am avut dreptul să mă întorc în România. Deci au fost peste 20 de ani când n-am avut posibilitatea să mă întorc și am avut legătură cu familia și cu prieteni indirect. Cum țineați legătura cu cei de acasă? Prin prieteni care rar călătoreau, care erau prieteni englezi, francezi, care aveau ocazia să meargă în România și transmiteam scrisori, transmiteam ce puteam, discuri sau cărți sau... Și asta mi-a adus aminte când în sfârșit în 1991 cred am fost invitat de Uniunea Compozitorilor împreună cu quartetul meu să participăm la festival de muzică contemporană și atunci m-am reîntors în țară și am vorbit cu mătușa mea ce pot să vă aduc și tanti Silvii mi-a zis foarte frumos, n-am să uit niciodată, ce ne trebuie nu poți să aduci într-o valiză. Deci relaxează-te, nu, faptul că vii, asta e de fapt important. România oferă clar ocazia să vă dezvoltați și mai bine proiectele pe care le aveți? În momentul de față, proiectul principal pentru care sunt aici este lucrăm la o bandă sonoră pentru un film de animație
Eu împreună cu Ada Milea și iubesc foarte mult această colaborare, este extraordinar de important pentru mine. Doamna Anca Damian, producătoara, lucrează la un film care e inspirat de discul nostru, The Island, Insula. Și ne bucurăm să reluăm această piesă și să o dezvoltăm, să o adâncim. Lucrez foarte mult în teatru în țară. Am avut o adaptare a unui text al lui Gogol, genial, Însemnările unui nebun, în care am colaborat cu Marius Manole. Luna viitoare sper să începem o colaborare cu Gigi Căciuleanu. Foarte important, săptămâna asta s-a lansat noul disc al quartetului meu, Quartetul Bălănescu, care este un omagiu pentru George Enescu. Și sper să lansăm versiunea vinil acestui disc în toamnă, în cadrul Festivalului Enescu.